Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi venim la această colonie, unde văd, ca să vedem, dacă se vede. Aici am văzut un fenomen în care albinele sunt atacate, adică atacate, vin albine străină. Și văd nișul e strâns. Și acest tip de colonii au ceva probleme. Să vedem care e problema. Mereu când văd astfel de lucruri, aici am adunat toate pături pe care le voi folosi la iernat, să zicem. Deci aici apare o problemă și trebuie verificat acea problemă. Să vedem despre ce e vorba. Ori albina a scăzut în așa fel încât nu mai poate acoperi ramele, sau nu are mască. Se vede. Albina pare destul de liniștită. Este un roi de anul acesta, trebuie menționat. Da, și trebuie strâns. Iată, albina a scăzut. A scăzut drastic. Știam de acest fenomen. Avem aici o ramă care o să o extragem, punem frumos în spate, avem aici o ramă mai goală, deci mai are ceva miere. Să vedem dacă extragem acea ramă în funcție de ce găsesc în acest cuib. În funcție de zona de acum, albinele intră în acea, cum să zic eu, devin fricoase, își acumulează miere. Da, deci iată, aici este o ramă care a acumulat miere, merge după diafragmă, eventual. Extângerea cuiburilor este necesară. Au picat rântorii. Se vede. Aici este ceva puiet de eclozat, dar albina foarte, foarte puțină. Așa. Deci trebuie prezentate și coloniile acestea unde sunt probleme, ca să poți ajuta, adică nu ajuta, poate cineva mai vede acest lucru și îl ajut, ca să fac o comparație între tine și el. Bun, aici sunt ouă, larve. Bun. Trebuie strâns colonia, nu pot, adică eu așa zic, de acum ar trebui făcut acest lucru. Trântorii au cam dispărut, avem puiet, este, la aceste colonii dacă rămâi cu două rame cu puiet în august, e boierină. Nu se compară cu coloniile mari. Da? E în regulă. Acum aici eclozează albina. Totul arată bine. Așa.
doar că trebuie strâns. Avem această strânsură din două motive, are postură. Urmează să vin cu proteină. Proteina au mâncat-o ce au primit. Urmează să fac proteină și să vin să le dau proteina. Bun, deci o ramă se va duce la extras deocamdată. Aici va ierna cel mult în 3 rame. Așa, îi lăsăm rama asta lângă, după diafragmă. Adică am vrut să o las lângă cuib, dar această ramă e plină cu miere. Mai are un pic de puiet. Așa că strângem cuiburile. Rămâne în 5 ram. Așa. Și restul ramelor, când dau la centrifugă, le voi scoate. Scoatem. Bun. Am observat de la Urdiniș că ceva nu îi place lui. Asta era problema cu el, las un pic de aer, nu foarte mult. Acum are această, nu mai așa aglomerație în acest roișor încât să fie problemă cu aerul. Și cam asta este, iată, o altă problemă. Acum trebuie strâns. Strâns, lucrăm la... Adică lucrez la treaba asta să fie tot mai strâns. Bun, iată, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!